Atmosfera de sărbătoare la Mangalia. Motivul, un sfert de veac de la intrarea în serviciul forțelor navale române la 8 mai 1992 a uneia dintre navele divizionului 50 corvete contra amiral Eustace Sebastian. Știți că e o vorbă, o navă nu poate fi mai bună decât echipajul său. Această navă a fost bună întotdeauna. După ridicarea geacului și marelui pavoaz, echipajul și-a primit invitații. Contraamiralul de flotilă, Daniel Căpățână, comandantul flotei, foști comandanți ai navei și ai divizionului, foști membri ai echipajului, nașa de botez a corvetei, dar și primul comandant al navei. Funcția de comandant pe 264 mi-a fost cea mai dragă funcție și în care am avut cele mai mari împliniri ca ofițer de marină. Actualul comandant al navei a adus în amintirea celor prezenți unele dintre cele mai importante momente din viața de un sfert de veac a corvetei contraamiral Eustace Sebastian. Ce ar trebui să știm despre navă? Ar trebui să știm că această navă a fost printre primele nave care a participat în cadrul programului Parteneriatului pentru Pace în perioada 94-98. Ea, la începutul anilor ei de viață, a făcut parte din divizionul 79 fregate Constanța, din 92 până în 98. În 98, nava a fost redislocată în divizionul 50 fregate la Mangalia, împreună cu corveta 265 Horia Macelariu. În această perioadă, executând în fiecare an cel puțin o misiune internațională, atât în Marea Neagră, cât și în Marea Egee și Marea Mediterană. Au fost și momente fericite și momente mai grele, peste care am trecut cu toții, deoarece echipajul corvetei 264, Eustace Sebastian, este un echipaj unit. La sfârșitul evenimentului, toți cei prezenți au primit diplome de onoare. A fost un moment inedit, un moment de aducere a minte de urări și gânduri bune. Un arc peste timp, un sfert de veac de existență. În calitate de fost comandant al acestei nave pentru o scurtă perioadă de timp și în calitate de comandant al acestui divizion, vă promit că voi promova numele acestei nave să ajungă în continuare peste hotare, așa cum a făcut pentru prima dată în 1994.